Bună ziua, bine ați venit la emisiunea Profit sau Pierdere. Ca de obicei, miercuri discutăm pe teme europene și avem o agendă încărcată și cu bune și cu rele. O să vedeți, discutăm despre guvernanța economică europeană și despre Grecia, evident. Invitații emisiunii de astăzi sunt aici la București, domnul Radu Ciofu, analist financiar. Bună ziua, domnule Ciofu! Bine te-am găsit! Și de la Bruxelles, ca de obicei, Doru Francescu, directorul Institutului European pentru Democrație Participativă, Quorum. Bună ziua, Doru Francescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Aș vrea să începem cu un cuvânt de deschidere de la Bruxelles, dacă putem spune așa, pentru că acolo se discută în aceste zile despre temele legate de guvernanța economică europeană. Înțelegem că în această săptămână ar trebui sau se va discuta în Parlamentul European această temă. E adevărat sau până la urmă s-a decis ceva, Doru Francescu? Așa este, ne aflăm într-o perioadă foarte importantă în ceea ce privește guvernanța economică europeană. Sunt zile, sunt săptămâni în care se vor lua decizii foarte, foarte importante cu privire la viitorul, la viitoarea arhitectură economică europeană. Ceea ce se întâmplă chiar în aceste zile sunt aceste negocieri care au loc între cele două camere legislative ale Uniunii Europene, deci pe de o parte Parlamentul European și pe de altă parte statele membre constituite în Consiliul de Miniștri. În acest moment se negociază așadar între aceste două entități pachetul pe guvernanță economică care constă în 6 propuneri legislative, numai că se pare că negocierile acestea nu se derulează tocmai bine, în sensul că cele două părți s-au împotmolit. S-au împotmolit, așa este. Este un pachet legislativ care ar fi trebuit deja să fie votat la începutul acestei luni. A fost amânat odată și pare se în acest moment că va fi amânat și a doua oară. Mărul discordiei între Parlament și statele membre ale Uniunii pare a fi cine să sancționeze statele atunci când acestea nu își respectă țintele de deficit bugetar și de datorie publică. Parlamentul spune că va trebui să fie Comisia Europeană cea care să facă, să aplice aceste sancțiuni. Statele membre spun că nu, ele, statele membre constituite în Consiliu, să fie cele care să aplice aceste sancțiuni. Da, o adevărată problemă complicată, dacă putem spune așa. Este foarte complicată. Cele două părți par a fi ajuns la un acord de principiu în ceea ce privește toate celelalte elemente ale pachetului legislativ, mai puțin acesta. V-aș ruga, domnul Francescu, să mai trecem foarte scurt în revistă care sunt temele importante ale acestui pachet de guvernanță economică europeană. Spuneți cele 6 propuneri, mă rog, în linii mari cele mai importante, dacă le putem spune încă o dată. Da, este vorba în primul rând de această obligativitate a statelor membre de a-și trimite la Bruxelles în primăvară până la sfârșitul lunii aprilie în fiecare an proiecția bugetară și politicile economice și fiscale pe care vor să le aplice. Așa numitul semestru european. Politici care vor trebui supuse atenției așadar Comisiei Europene. Comisia Europeană urmând a veni cu recomandări de care statele membre trebuie să țină cont. Aceste recomandări vor avea în practică un caracter obligatoriu. Pe de o parte. Pe de altă parte este vorba de menținerea în anumite limite a deficitului bugetar, respectiv 3%, și a datoriei publice, respectiv 60% din produsul intern brut. Da, mulțumesc. Aș vrea să revenim imediat la Bruxelles. Aș vrea să rog pe Radu Ciofu de aici, de la București, să comentăm un pic aceste teme legate de guvernanța economică europeană. Ele vi se par excesive în acest moment? Vi se par binevenite? Și mai ales aplicabile, evident. Asta exact, asta vreau să spun. Mi se par foarte bune, foarte frumoase, dar în condițiile actuale economice sunt un fel de fantezie. Foarte puține state, în principal cele nordice la ora actuală, ar putea să se încadreze pe termen scurt, previzibil, în targeturile astea. Măsurile economice care au fost luate de aproape toate statele din lume, UE inclusiv, de redresare în urma crizei economice, au dus datoriile statelor și deficitele mult peste targeturile astea. Iar deficitele și
datoria nu poți fi scăzute așa brusc. Deci, ok, hai de mâine, de la anul, de peste 2 ani, să ne încadăm niște targeturi de deficit foarte mici. Astea, în cel mult, sunt un fel de, din punctul meu de vedere, din punct de vedere al unui economist care am, să zicem, în fiecare zi urmăresc situația economică. Ar putea fi niște linii generale, care însă nu pot fi aplicate pe termen scurt, ci doar undeva într-un target de viitor relativ incert, pentru că, repet, pe termen scurt nu văd nicio posibilitate reală pentru a fi aplicate niște target de clar de deficit și de datorie maximă. Bun, din acest punct de vedere aș vrea să avem o întrebare comună și un răspuns comun, mă rog, sigur, separat, până la urmă, asta rog pe Radu Ciofu să răspundă prima dată. Ideea României de a introduce, iată, discutăm despre revizuirea Constituției, de a introduce în Constituție această țintă, deficit bugetar 3% și datorie publică nu mai mare de 60% din produsul intern brut, vi se pare oportună în acest moment? Pentru România, da. Pentru România, da, și am să spun și de ce. În general, ca datoria sau datoria în plus este bună, bună în sensul de generează creștere economică și este privită în general pozitivă pentru țara sau pentru entitatea care o aplică, atunci când acea datorie generează un efect de creștere, adică sunt o țară care investește pentru viteza, sunt o companie, pentru că și pentru companie la fel. Și am un business, am un domeniu de activitate și o țară poate avea un business sau un domeniu de activitate și domeniul respectiv merge foarte bine, eu scot bani și atunci, ok, hai să mă împrumut ca să scot și mai mulți bani. Nu este cazul României. Asta este un caz ipotetic bun, dar nu e cazul României. România se împrumută doar pentru a plăti niște salarii și a genera în continuare consum. Din punct de vedere al României, consider că este mai bine de aplicat o politică mai dură, strânsă. Exact, mai strânsă, mai polițienească, în sensul că, ok, tu n-ai voie să te împrumuți atât. Tu ca stat România, deocamdată până la ora actuală, nu aveți o performanță foarte mare în investiții. Voi, în principal, voi România, luați bani ca să-i duceți în consum și consumul ăsta crește foarte mult, în principal în alegeri, în perioadele electorale. Și atunci luați bani ca să-i dați cadouri electorale și banii ăștia mai curând vor trebui plătiți de următoarea generație după și următorul mandat. Ceea ce nu este ok. Din punctul ăsta de vedere, pentru România, da, austeritatea fiscală este bună. Pentru alte state ar putea funcționa, dar pentru România, clar, ar trebui introdus un plafon maxim. Da. Domnul Francescu, cum este văzută de la Bruxelles această, hai să spunem, ideea revizuirii Constituției foarte precis, așa, în termen de deficit bugetar foarte clar, ca și procentaj și de datorie publică? Eu aș spune că această idee asigurării disciplinei bugetare sau asigurării cadrului legislativ și instituțional care la rândul său să asigure disciplina bugetară pe termen lung este o idee bună în principiu. Acum, în ceea ce privește statuarea acesteia în Constituție, discuția este mai delicată. De ce? Domnul Ciofu a spus mai devreme că pentru situația în care se află România acum este o idee bună, ar fi oportun, dar ceea ce vreau să spun este că dacă introducem acest lucru în Constituție, cu greu îl mai scoatem de acolo. Și asta e adevărat, e ca la... Da. Și că dacă... Da, dar te rog, vă rog, domnul. Dacă lucrurile, nu știu, se schimbă, eu știu, în decurs de 5-10 ani și condițiile se schimbă, atunci ce facem? Schimbăm Constituția încă o dată înapoi și scoatem acest lucru din Constituție dacă România va avea nevoie atunci să se împrumute mai mult? Da, eu întrebare. Consider că este o idee bună să avem această predictibilitate, însă nu neapărat avem nevoie să schimbăm Constituția. Se pot face și prin alte pârghii, vreți să spuneți. Există și legislație, poate specifică, există această strategie fiscal-bugetară, dar încă o chestiune pe această temă aș vrea să vă întreb. Din discuțiile de la Bruxelles, acest tip de prevedere, până la urmă, credeți că va fi impusă statelor prin acest pachet de guvernanță economică? Adică toate statele vor trebui să ajungă să-și include în Constituție termenii aceștia extrem de preciși?
Păi nu, nu cred că nu va neapărat, fi nevoie să și le introducă în Constituție, pentru că și din punct de vedere juridic, odată ce acest pachet legislativ este adoptat la nivelul Uniunii Europene, atunci statele nu mai sunt obligate să și-l introducă în Constituție, pentru că, așa cum avem și noi, dacă nu mă știu, articolul 20 din Constituție, care spune că dreptul internațional la care România este parte și dreptul european în special, are un grad de importanță mai mare decât cel național. În sensul că legea europeană bate legea românească în cazul în care ne supunem legii europene. Divergențe între cele două. Da. Bun, ca să închidem poate acest cerc, cum credeți că se va soluționa această temă a dezbaterii în Parlamentul European pe de-o parte și cea mult mai delicată pe care ați adus-o în discuție și care se discută la Bruxelles, cine sancționează statele care nu respectă anumite prevederi ale guvernanței economice? În cele din urmă anticipez că acest pachet legislativ într-o formă sau alta va fi votat, va fi adoptat de cele două camere ale Uniunii Europene, dar aici rămâne de văzut sub ce formă. Acum, compromisul pe care statele membre l-au propus Parlamentului a fost acela că să se meargă cu varianta ca statele membre și Consiliul să sancționeze un stat membru atunci când acesta se abate de la reguli pentru moment și ca discuția să mai fie redeschisă peste 3 ani. La care Parlamentul a răspuns că nici vorbă, trebuie ca încă de pe acum să se stabilească foarte clar, pe termen lung, să se știe care instituție europeană va sancționa statele membre și Parlamentul insistă că aceasta să fie Comisia. Este greu de anticipat cum se va rezolva până la urmă. M-aș aștepta să se ajungă la o soluție de compromis care să amâne o decizie în această direcție. Să zicem, va fi ceva mai vagă decizia în acest moment și discuția se va mai redeschide, eu știu, peste 6 luni, un an. Da, vom reveni și noi oricum pe această temă când vom vedea în mod clar că nu a intrat în dezbaterea Parlamentului acest pachet legislativ. Sau da, m-aș aștepta ca până la sfârșitul lunii iulie să fie totuși adoptat. Aș mai vrea să aduc în discuție însă un element care a mai fost, care a apărut în ultima vreme și anume un raport al Fondului Monetar Internațional, care lansat săptămâna aceasta, se adresează Uniunii Europene și spune că aceasta nu face suficiente eforturi pentru gestionarea crizei financiare și se referă în special la scoaterea Greciei din criză. Deci este ceva care, în opinia mea, este fără precedent ca Fondul Monetar Internațional să se adreseze Uniunii Europene și să-i spună ce să facă. După cum observă și cotidianul european EU Observer, tonul pe care femeii îl are față de Uniunea Europeană este asemănător tonului pe care Uniunea Europeană îl are față de Grecia. Deci, da, interesant. Avem, iată, ce reacții nasc sau sunt născute de această situație din Grecia. Revenim imediat la Grecia, însă, pentru că vorbeați și despre măsuri de austeritate și despre tonul folosit de instituțiile europene sau instituțiile financiare internaționale vis-a-vis de situația din Grecia. Până atunci însă o să vă rog să ascultăm un reportaj de stradă realizat de colega noastră Liliana Simionescu. El se referă exact la măsuri de austeritate, dar sigur aplicate aici în România. Credeți că măsurile de austeritate care s-au luat, tăierea salariilor, impozitarea pensiilor, creșterea TVA-ului, vor avea efecte bune pe viitor sau vor redresa economia? Nu cred. Nu cred. Păcat că s-a luat de la pensionarii pensia, fiindcă din asta trăiesc pensionarii, din pensie. Da. Iar salariații, acum eu nu mai sunt salariată, dar văd copiii că și ei sunt salariați și ei au probleme oricum. Deci, da. Practic, nu sunteți optimistă? Nu sunt optimistă deloc. Da, eu cred că da, vor avea efect. Pentru că toată lumea trebuie să treacă prin această perioadă de austeritate. Adică altfel nu se mai poate. Deci, practic, a fost o decizie bună a guvernului. Nu știu dacă știți, în Grecia, la fel s-au luat cele mai dure măsuri din toată Europa, iar acolo se pare că situația e la fel de grea. E la fel de grea, dar nu știm ce ne va aștepta. Da, eu sunt optimistă. Cred că măsurile vor da roade. Adică altfel nu se poate, tot cheltuind mai departe în același ritm, nu ajungem nicăieri. Considerați că toate aceste măsuri de austeritate o să redreseze economia României? Nu cred că măsurile astea sunt pentru... Nu cred că măsurile astea vor să ducă la o creștere a traiului sau, mă rog, a
De ce anume? Nu aveți încredere în politicieni sau că ele nu sunt aplicate corect? Nu, în politicieni deloc. Nu am încredere în nimeni. În nimeni și nici aplicate corect nu sunt. În Grecia, de exemplu, la fel. S-au luat tot la fel măsuri dure și cu toate acestea rezultatul e... E prost. Nu cred că România se aseamănă cu economia Greciei. Nu că am ajunge acolo sau... Nu cred. Nu mai cred în nimic. Crezi că toate măsurile de austeritate pe care statul român le ia și nu numai vor avea efecte pozitive? Sper. Sper din tot sufletul, cu toate că nu cred că astea sunt venite de la noi. Sunt venite de la nivel foarte înalt. Și sper să aibă, da. Și în general, în toate statele Uniunii Europene, unde s-au luat măsuri mai drastice, mai puțin drastice? Se pare că nu au dat foarte multe roade. Grecia încă e într-o situație destul de grea. Crezi că evoluția va fi într-adevăr pozitivă, având în vedere că totuși oamenii cu greu se mai descurcă în perioada asta? Va trebui să fie pentru binele tuturor. Și cel mai bine e fiecare să lucreze pentru el și să încerce să facă cât mai multe pentru el să-i fie bine și să ne aștepte de la stat și de la ceilalți. Un reportaj de Liliana Simionescu. Ați văzut opinii da și nu vis-a-vis de efectul pe care cred cetățenii României, o parte dintre ei, că vor avea măsurile de austeritate. Radu Ciofu, să facem această trecere de la opiniile românilor la situația Greciei, de altfel și reportajul făceau trimitere către zona Greciei. Ce se întâmplă mai nou cu Grecia? Ce speranțe mai avem și care sunt soluțiile? Acestea sunt întrebările pe buzele tuturor. Foarte multe întrebări ai pus, răspuns simplu nu se poate. Pe scurt, Grecia s-a împrumutat foarte mult și a cheltuit populist, al 14-lea salariu, o grămadă de bonusuri, huzureală efectivă cum s-a întâmplat. Cheltuieli bugetare mari, exact. Supra... Distracție pe bani, exact, distracție pe bani public. A venit nota de plată. Cineva trebuie să plătească. Cineva trebuie să plătească banii respectivi. Și atunci, fie că Grecia îi va da înapoi, dar atunci va trebui să plătească banii respectivi. Deci, efectiv, am luat un credit și acum trebuie să-l dau înapoi, că se întâmplă. Dacă împrumut ceva, trebuie să-l dau. Așa e normal într-o... Da, exact, așa e normal, să-l dau și înapoi. Normală. Exact. Mai există însă o soluție. Grecia să spună, știți, ne pare rău, dar noi nu mai avem bani. Și atunci a intervenit falimentul. Problema este că banii respectivi au venit de la principalele economii din Uniunea Europeană, și anume Franța și Germania. Și Franța și Germania, mai ales, mai particular, băncile din Franța și Germania, nu vor să audă de soluția asta. Cum adică nu mai aveți bani? Păi noi aici suntem bănci din niște țări foarte bogate și puternice. Putem face în așa fel încât facem un lobby ca Grecia să nu dea faliment, să se creeze forumuri sau organisme internaționale, banii, pentru că nu mai poate atrage din piață Grecia, atunci găsim prin un intermediul Uniunii Europene să îi împrumutăm. S-a găsit deja acel fond de urgență. Exact, s-a creat acel fond de urgență care împrumută bani Greciei, care în continuare își plătește datoriile. Care este problema? Problema este că niciun stat până acum în istoria omenirii nu a ajuns atât de împrumutat ca și Grecia și să-și rezolve singur și sustenabil și normal, cum spuneai tu, datoria. Statistic nu există precedent. Toate Grecia, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, va ajunge să nu plătească banii respectivi. Toți banii. Toți banii, exact. Va plăti o parte din ei se vor refinanța, rescadența, o parte vor fi plătiți în natură, adică în principal insule, companii sau ce alte bunuri mai are prin Grecia. Prin privatizările care... Exact, prin privatizări preferențiale. Polacan, da? Exact. Situația este similară, că tot aminteai de femei, situația este similară cu Argentina din anii 70 și... Inițial, femeiul s-a închinuit cu Argentina exact cum se chinuie acum Uniunea Europeană cu Grecia. După de ani de zile, Argentina a intrat în faliment. Un an de zile a fost urât de tot, după care Argentina a avut o perioadă de 20 de ani de creștere economică foarte puternică, pentru că nu mai avea datorii. Care a fost concluzia femeiului? Mai bine lăsăm din prima să dea faliment. Poate de aici vine și acel raport trimis către Comisia Europeană, către Uniunea Europeană, despre care vorbea Doru Francescu? Nu știm. Nu-mi dau seama, deci m-am gândit imediat, nu-mi dau seama exact care este miza și care este tonul acelui raport. Totdeauna există și o altă miză decât cea evidentă. Nu vreau să speculez aici pentru că pur și simplu nu știu care a fost miza acelui raport. Ce pot să spun însă este că deocamdată Grecia, din punctul meu de vedere,
vedere nu va da faliment și va fi ținută în viață, deși ar trebui să dea faliment. Nimeni n-are acest interes să dea faliment. În principal, sectorul financiar european, care este supraexpus pe Grecia și supraexpus alte, nu are niciun fel de interes ca Grecia să dea faliment. Și automat, țările din care există acel sistem financiar nu au interes ca Grecia să dea faliment. Da, domnul Francescu, cu toate acestea, nu știu dacă îmbrățișați ideea lui Radu Ciofu că Grecia nu va da faliment, cel puțin nu în acest moment, și ceea ce vedem însă de la Comisia Europeană, de la Bruxelles, este că nu s-a luat încă o decizie privind un al doilea pachet de finanțare a Greciei, nu? Nu, nu s-a luat. S-a căutat luarea unei astfel de decizii, însă statele membre care ar fi trebuit să participe la acest ajutor nu au ajuns la un acord. A fost un demers, în primul rând, al Germaniei, care ar fi vrut ca la acest al doilea pachet de salvare a Greciei să existe și bani veniți sectorul privat, o soluție cu care Franța și Banca Centrală Europeană nu au fost de acord și lucrurile s-au împotmolit și pe acel front până în momentul de față, însă ne așteptăm ca discuțiile să fie reluate în luna iulie. De ce atunci? Pentru că înainte ca să se trimită sau ca să se decidă acest al doilea plan de salvare, trebuie să se epuizeze primul și din informațiile pe care le am, Grecia mai are de primit din primul plan încă 12 miliarde de euro, bani pe care însă îi va primi numai în măsura în care sau în momentul în care Comisia Europeană va ajunge la concluzia că Grecia a luat măsurile care i s-au cerut a fi luate. Chiar în acest moment o delegație mixtă a Comisiei Europene și a Fondului Monetar Internațional se află în Grecia să evalueze în ce măsură Grecia a respectat angajamentele pe care și le-a luat la momentul semnării primului acord de împrumut, iar lucrurile nu sunt foarte clare în sensul că se monitorizează, există, înțelegem, există, nu? Da, există critici pe două direcții. Pe de o parte, în direcția reducerii cheltuielilor publice, Grecia se pare că nu le-a redus chiar în măsura în care i s-a cerut. Pe de altă parte, planul de privatizare masivă care i-a fost impus Greciei încă nu a început în practică, lucru cu care nici FMI-ul, nici Comisia Europeană nu sunt foarte încântați. De acord, da. Putem face, Doru Francescu, mai rămânem, va juca câteva, un minut, două la Bruxelles, putem face o paralelă, o analogie între pachetul acesta de guvernanță economică europeană, între cele șase propuneri legislative și situația din Grecia? Cum este văzută această chestiune gemănată la Bruxelles? Păi, sigur că da, cele două sunt interconectate pentru că acest pachet... Sau de acolo vine, nu-i problema? Da, sigur, graba cu care s-a căutat trecerea acestui pachet legislativ prin Parlament și prin Consiliul de Ministri vine tocmai de acolo. Se caută să se impună niște linii peste care statele să nu mai treacă pentru a fi prevenite astfel de crize pe viitor. Deci o privire mai degrabă spre viitor cu acest pachet de guvernanță economică, ceea ce e firesc, exact, asta facem legi. Exact, și cu cât pachetul este votat mai repede, cu atât viitorul este mai aproape, ca să spun așa. Da, ne apropiem viitorul. Da. Apropiem viitorul, exact. Acum eu aș mai aduce în discuție însă și un alt aspect vis-a-vis de ce zicea și domnul Radu Ciofu mai devreme. Pe de o parte, există voci care spun că aceste măsuri de austeritate sunt singura soluție atunci când un stat se află într-o dificultate economică de genul cele în care se află acum Grecia. Este și cazul lui Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului, care a spus că care a arătat compasiune față de populația care iese în stradă la Atena, spunând că înțelege prin ce trece, dar că nu există altă variantă. Pe de altă parte însă, și aici intru puțin în zona politică, stânga europeană, grupul socialist din Parlamentul European, spune că nu, există așa o situație fără scăpare și că există și alte variante de ieșire din criză fără măsurile de austeritate și, în primul rând, aici stânga se referă ca prețul să nu fie plătit de populație, normal, ci de sectorul financiar bancar în general. Și stânga insistă pe această direcție cu instituirea unei taxe pe tranzacțiile financiare din care să se compenseze puțin deficitele care au apărut la nivelul zonei euro și, în final, aș mai spune că stânga pare să-și fi găsit un aliat oarecum neașteptat în persoana președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care săptămâna aceasta a adresat
dat o scrisoare șefilor de state și de guverne care urmează să se întâlnească la Bruxelles, spunându-le, printre altele, că aceștia ar trebui să ia în considerare această taxă pe tranzacțiile financiare pe viitor. E binevenită această scurtă analiză, Doru Francescu. Am să rog să facem o concluzie de aici, de la București. Am să rog pe domnul Radu Ciofu, dar sigur legată și de această chestiune. Poate să ieșim din stânga, dreapta și din zona politică, dar cum vi se pare ca și analist economic o soluție de acest gen? O taxă pe tranzacțiile financiare? Total neinspirată. Odată că taxa pe tranzacțiile financiare... Sunteți de dreapta atunci. Sunt din miza politică. În problema asta n-am ce face, dar sunt de dreapta. E ca și cum ai spune, tu mă împrumuți, tu bancă mă împrumuți, ia să te taxez eu din profitul tău ca să mai dai bani dacă eu îți cheltuiesc prost banii pe care mi-ai dat prima oară. Nu, odată, o taxă pe tranzacții financiare ca să putem să salvăm pe cel care a împrumutat foarte mult și a fost nesăbuit cu banii pe care a luat, mi se pare o idee destul de proastă. 2. Orice băncile în general, în momentul actual, toate băncile se cheamă că sunt în marjă, adică sunt expuse la niște sume foarte mari de bani și de aici își fac profitul. O bancă în momentul în care iei profitul, ce va încerca să facă? Să crească profitul. Cum poate să crească profitul? Automat să intre în tranzacții și mai mari și mai riscante. Și atunci, ok, va fi ceva de genul ăsta. Eu îți iau taxie, bancă o taxă anume pe profit, după care banca va reacționa și va încerca să îi facă instrumente financiare și va împrumuta și mai mult și mai riscant pentru a-și lua profitul înapoi pe care eu l-am luat, că el m-a împrumutat mie prima oară nesăbuit. Da, să rămânem pe această concluzie. Vă mulțumesc, le mulțumesc invitațiilor mei. Au fost aici la București Radu Ciofu, analist financiar, și la Bruxelles Doru Francescu, directorul Institutului Kvorum. Vă spun, ca de obicei, rămâneți pe RFI România. Urmează știrile orei 2. Sunt Constantin Rudnitschi și ne reauzim mâine de la ora 13:30. Mulțumesc, Doru, cam asta e. Da, mulțumesc și eu. Mulțumesc și ne auzim și ne vorbim pe mail, nu? Da, doar sigur. O secundă, da? Te mai țin, o să-ți trimiți pe sigur. Mail. Căutam niște, am avut o discuție și cu Ina, poate să facem niște înregistrări în avans pentru luna august. Dacă exact, la asta mă gândeam și eu, exact. Hai, vorbim pe mail cel mai bine, ca să nu mai te ținem la Bruxelles și să nu mai ținem pe operatorii de acolo și pe domnii de acolo, da? Facem un schimb de mail-uri pe tema asta. Sigur că da, sigur. Bine, mulțumesc și o zi bună. Te-a plăcut amândurora, la revedere. La revedere.